Salut lume, lume, soro lume! Bine ați venit la walkthrough-ul din Doom. Sunt Antimanele 104 și continuăm campania. Suntem în nivelul 11 de Necropolis și dacă mai încrapă o dată jocul, nu voi opri înregistrarea, fiindcă ar fi a 20 a mia oară, ci pur și simplu voi porni jocul din nou. Deci, vă rog să mă scuzați. Nu știu ce are jocul, nu știu ce se întâmplă. Bear with me and let's have fun. În acest nivel avem doar 3 secrete, care constau în cele două collectible dolls și în nivelul clasic din Doom. Și avem ultimele două collectible-uri, Argent Cell și Field Drone. După ce le luăm pe acestea, vom debloca două achievement-uri, Hot Swapper, că găsim toate Field Drone-urile, adică toate weapon mods-urile. Și apoi, cum se mai chema, Argent Fiend, că găsim toate Argent Cell-urile din joc. Ah, bun, acestea fiind zise, ne îndreptăm direct spre acest teleportor și găsim primul data log exact în stânga. Stă acolo cu minte, pe jos. Cele trei challenge-uri din nivel constau în omorârea unui Mancubus cu un pistol. De aceea voi schimba runa pe Dazed and Confused pentru a avea timp să pentru a avea timp în a-l ucide. Apoi să omorâm 10 demoni cu explosive barrels și să omorâm 2 cacodemon cu un singur shot, de preferat ori cu Ghost Cannon în siege mode, ori cu BFG-ul. Depinde, nu contează, challenge-ul îl vom primi indiferent ce armă folosim. Gata, și acest challenge. Să schimb înapoi runa pe ammo boost. A rămas și Hell Knight-ul fără mânuțe. Ok, înainte de a merge mai departe, în zona unde apare Mancubus-ul și acum apare un Cyber Mancubus, îl omorâm, facem stânga și găsim ultimul Argent Cell alături de un data log de origine demonică. Gata, și al doilea challenge, wait for it. Damn it. Nope. Team
me alone. Trebuie să ia linie. Și gata, și ultimul challenge. Prins ăștia la pol. Dar de ce folosesc eu asta în loc să folosesc altă armă, să-mi spuneți și mie. Da, gata, ok. S-au deschis niște portițe, printre care și automap-ul, și în colțul opus automap-ului este levierul pentru nivelul clasic din Doom. Iar nivelul îl găsim înainte, deci înainte de a folosi acest teleport. Mergem pe acea poartă care tocmai s-a deschis și este aproape de zona în care am găsit Argent Cell-ul. Și aici este intrarea. House of Pain. Bun. Acum putem folosi teleportul. Da, vreau să spun că în acest gameplay aș fi vrut să fac un rant. De fapt, nu, voi face un rant despre două lucruri care mă nebunesc pe mine. Și acelea de fapt sunt următoarele: muștele care pur și simplu nu-ți dau pace, orice ai face. Deci mergi tu ca omul, pur și simplu. De exemplu, astăzi am folosit autobuzul și este o muscă care pur și simplu zboară aleator și odată se gândește că tu ești cea mai bună țintă pe care o poate, în jurul căruia poate să zboare. Și prin asta mă refer la acele muște care pur și simplu intră pe geam, apoi nu mai știu pe unde să iasă și... Oh, uite un tip! Hai să-i dau eu târcoale. Da, am întrerupt discursul, ăsta râde de mine. Până și caco demonului se pare amuzant. Ce vreau eu să spun? Oh, damn it. De unde ai mai venit? Nu mai contează, te-ai dus, cum ai venit. Am deblocat și quad damage-ul. Bun. Da, și ce ziceam despre acea muscă care pur și simplu din toți oamenii, și vorbesc și de oamenii ăia care miros, se gândesc să vină tocmai la un om care nu are nimic
Eu nu că vreau să mă laud, dar totuși eu nu sunt acel om care pute. Și da, că a, pe unde să zbor și eu? Da, sigur voi zbura în jurul tău, antimanele. De ce? Fiindcă nu-mi place de tine. Bâns, bâns, bâns. Da. Pe scurt, I hate flies. Zburați altundeva, nu lângă mine. Apoi, al doilea lucru care mă supără pe mine sunt acei fanatici, indiferent că sunt religioși sau, mai nou, atei. Deci nu este nicio diferență între unul care începe să predice din Biblie și să spună că dacă nu te duci la biserică de cel puțin 3 ori pe zi, gata, o să arzi în iad! Și nu o să mai ai șanse să mai... Să mai ai salvare sau, mă rog, prostii. Mă rog, porcării, pe scurt. Gen mama aia de la țară care... O, cum tu te îmbraci altfel? Sigur ești satanist? Da, mă rog, mizerii. Și apoi, evident, mai sunt și cei din cealaltă categorie, numiți atei fanatici. You know what? Fuck off. Fuck off. Serios, fuck off. Deci am început să fac rant și știam că dacă voi face rant nu voi avea un gameplay productiv. Ideea este să vă feriți de orice tip de fanatic. Deci sunteți liberi să credeți în orice doriți, atâta timp cât nu începeți să faceți o fanfaronadă din acest lucru. Deci nu vă gândiți că dacă sunteți teiști sau atei sunteți mai deștepți decât ceilalți. Nu. Prostia e... Păi da, tu vrei să mori azi? Ne dă, mă, ochiul ăla. Sau ce ai tu? Bă, dar tu de unde ai venit, mă? Ai zât. Da, da, da. Again, I'm raging. Și nu știu de ce nu folosesc alte arme și folosesc prostiile alea de machine gun sau... Bitch. Enervanți mai sunteți. Hai, porcușor! Că te aud! Chiar n-aveam chef de tine acum. A venit și un revenant. Doi! Și... Gâh! A venit un
Baron of Hell. A mai venit un Baron of Hell. Oh, crap! Mami! Gata. S-a terminat distracția. Gata? Liniște? Bun. Să continuăm. În spate, după ce cădem, găsim un alt data log de origine demonică. De asemenea, să nu uitați să luați, fiindcă nu vă mai puteți întoarce în acest punct după. Încă un loc în care putem face two mouths to feed. Acum avem chiar 3 cacodemoni. De fapt, este cel mai bun loc în care putem face acest challenge. Și aici, pe această piatră, după ce cădem, găsim primul collectible doll. Ah, damn, credeam că am căzut jos. Un mancubus ne așteaptă, nu ne mai așteaptă. Și lângă el găsim primul elite guard din nivel. Face un upgrade. Sau nu? Nu încă. După ce omorâm acel Mancubus, găsim și ultimul Field Drone din joc. Moment în care, dacă le-ați luat pe toate celelalte, veți debloca achievementul Hot Swapper. Icon of Sin-ul din Doom 2. Doamne, ce bătălie epică a fost aia. The hell? Ce s-a speriat de mine? Nu-i făceam nimic. Băieții aici se luptă. Mă lupt și eu cu ei. Christ. Oh, damn it. Okay. Ar fi o idee bună să mă distanțez de ei. Gata. Cred că de aici am venit. Ăsta s-a făcut părâme.
s-a făcut bucăt și ăsta. Cine mai dorește, cine mai poftește? Tu? Te-am servit, băiatul! Și am auzit și un... Oh, 2 la preț de 1. Ofertă specială. Gata. Și s-a făcut liniște. Ok, în față, după ce ne luptăm cu acei spectri, găsim al doilea și ultimul Elite Guard din nivel. Iar imediat după, găsim și al doilea collectible, dar nu înainte de a ne lupta cu încă doi cacodimani. Gata. Stop cadru. Ok, acum pregătiți-vă rocket launcherul, fiindcă urmează al doilea collectible, care este, să zicem, ascuns într-un Easter egg. Pentru cei care au jucat Doom 2 și au ajuns la capătul campaniei Icon of Sin, știau că trebuie să dea rachete în creierul expus al bossului. Ei, hai să vedem, oare ce se întâmplă dacă trag eu o rachetă acolo, ha? Ce se întâmplă oare, ha? Ce-i aia? Ce-i aia? What is that? What is this sorcery? Oh my god! Al doilea collectible doll, care este catalogat din nou ca un secret, o trimitere clară la bossul din Doom 2. Bun, și cu acest collectible doll am acoperit și al doilea, am acoperit și al treilea secret din joc. Bun, că tot veni vorba, puțin upgrade de arme. We could, but we won't. Și upgrade-ul ăsta. Oh, damn it. Da, bine ai venit. Și-am ratat ca un tântălău ce sunt. Limită. Bun. Dacă am luat tot, ne pregătim de boss battle. Eu, da, ai spus, ești enervant din calea afară. Apropo, când se pregătește să tragă cu prostie de aia, trageți pur și simplu un proiectilul lui. El practic încarcă un proiectil și acel proiectil poate fi distrus. Îi întrerupe practic spell-ul lui. Ouch. Am făcut damage. După cum observați, cea mai bună apărare este atacul în această caz. În acest caz, să spunem așa.
nervos. Ouch. Ia dă tu aia încoa, mă. Hai, dă-i drumul. Vreau să mă joc și eu cu ea. Uite ce frumos mă joc, vezi? Și bineînțeles că mai apar încă doi, dar măcar ăștia nu mai au scut. Nu că ar fi bătălia mai ușoară, but still. Damn, ce mi-am mai luat citita mai... Da, lasă-mă, bă, nene, bă. Unul e mort. Ok. Tu ce ai venit lângă mine? Leave me alone. Iar vine ăsta cu centrifuga lui. Excuse me, sir, could you please die? Așa. Vai, ce frumusețe mică ai tu acolo. Dă un pic să văd și eu. Aș vrea și eu să am ăsta. Vreau să am și eu un mic pet. Ba. Sau nu? Weapon upgrade point. Wow, dar ne-a dat nu glumă. Apoi purchase să fie. Și cam atât. Deci nu mai am să upgradez decât shotgun-ul și pistolul. Și au venit și tovarășii mei antici. Respect. Soul making, heart shaking, earthquaking. Timul din GTA 2. And remember, respect is everything. Da, acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru vizionare. A durat ceva mai mult această parte. Din nou am avut probleme cu crash-ul. Nu știu cum acum nu a crashat, dar promit că data viitoare când crashează voi lăsa filmarea și voi continua ca să vedeți prin ce trec pentru a face aceste părți. Acestea fiind zise, mă voi repeta, dar again, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă mulțumesc că mi-ați ascultat rant-ul destul de scurt și tâmpit despre muște și atei fanatici și fanatici religioși. Aștept părerile voastre
și să lăsați un like sau un dislike, chiar nu îmi pasă, orice review este binevenit din punctul meu de vedere, fiindcă așa voi ști ce am de îmbunătățit la el. Și vă aștept la partea următoare, nivelul 12, cred că e Vega Central Processing, este ultimul nivel care mai are loc pe Marte, da, ne întoarcem din nou pe Marte. Și de asemenea este ultimul nivel în care vom mai găsi Elite Guards. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare și Antimanele 104 signed out. La revedere!